Bună ziua! Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect de care am fost întrebat dacă se pot planta iarna pomii. Se pot planta și iarna pomii cu următoarele condiții. Prima condiție este ca să prindem un moment când nu este înghețat pământul și când prognozele arată că vor fi măcar 2-3 zile pe plus, de la 5 grade peste 5 grade, să prindem câteva zile. Și astfel putem să plantăm pomii noștri, dacă n-am avut timp toamna, chiar și în ferestrele mai calde ale iernii. A doua condiție este că atunci, după ce am plantat pomul, să îl mușuroim vreo 20 de centimetri pe tulpină în sus, să facem așa un mușuroi, pentru ca să nu înghețe rădăcinile, fiindcă sunt mai fragile. Aceasta este condiția ca să nu înghețe rădăcinile. A treia condiție, ca să fim siguri că pomii noștri plantați iarna vor avea reușită de prindere, este că atunci când îi cumpărăm, să nu îi cumpărăm din magazinele care îi ține împachetați, pentru că poate să fie deja împachetați din luna septembrie-octombrie și dacă nu au avut pământ suficient și umiditate, poate ca rădăcinile să fie deshidratate, pomul însuși, și ne putem trezi că acolo prin iunie, chiar dacă se prinde în iunie, deja să vedem că se uscă și acesta este motivul pentru care la mulți în luna iunie deja li s-au prins pomii, dar în luna iunie dintr-o dată s-au uscat. Ei deja au fost deshidratați din magazinele unde au fost ținuți în pungile acelea, care până la urmă s-au uscat pământul și n-au mai avut apă. Deci condiția este să mergeți la un magazin de profil care ține pomii în pământ sau la o pipinieră, dar sunt și magazine de profil, în zona noastră sunt, care țin pomii în pământ. De acolo mergeți dumneavoastră, îl alegeți pomul și vedeți că îl scoate din pământ cu rădăcinile umede, pomul este hidratat și astfel veți avea reușită de plantare și iarna și veți avea rezultate bune. Vă mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!